Există oameni despre care percepția generală este uneori greșită. Un asemenea om este academicianul C.I. Parhon. Se știe că a deținut funcții înalte în conducerea statului comunist, președinte al Alrusului, deputat fie în adunarea deputaților, fie în Marea Adunare Națională și chiar președinte al Prezidiumului Republicii Populare Române, echivalent cu primul om în stat. Dar cine cunoaște astăzi, în afara cercului medicilor, adevărata viață a doctorului C.I. Parhon, uriașa personalitate științifică, eminentul deschizător de drumuri noi în medicină, autorul primului tratat de endocrinologie din lume sau cercetătorul aplecat asupra bătrâneții? Îi datorăm înființarea primului institut de gerontologie din lume. Doctorul Parhon a intuit în persoana Anei Aslan omul care îi poate dezvolta una din cele mai originale concepții asupra vieții. Bătrânețea este o boală și ar putea fi tratată. Iar Ana Aslan a reușit în mare măsură. Preocuparea permanentă pentru viața omului simplu, vezi gerontologia socială, a fost determinată poate de orientarea politică, dar mai sigur de originea modestă a doctorului Parhon. Învățătorul Ion Parhon provenea dintr-o familie de țărani din cetatea de Baltă. Căsătorit cu Maria, o bucureșteancă, se mută cu serviciul în orașul Câmpul Lung Muscel. Aici se naște, la 15 octombrie 1874, al treilea fiu al lor, Constantin Ion Parhon. Învață cu tatăl său în clasele primare. Studiile secundare le-a făcut la Piatra Neamț. În casa învățătorului Parhon venea revizorul școlar Ion Luca Caragiale. Acesta a remarcat aplecarea tânărului Parhon către știință. Gimnaziul și liceul le face la Buzău și Ploiești, obținând bacalaureatul în 1892. În această perioadă, se pare, are primul contact cu ideile socialiste. A studiat medicina la Universitatea din București între 1893 și 1900. În timpul facultății o cunoaște pe Constanța, studentă, apoi absolventă a Facultății de Științe Naturale, cu care se căsătorește. Vor colabora în cercetare și vor publica împreună lucrări științifice. În anul 4 este intern la Spitalul Pantelimon, la clinica neurologică condusă de doctorul Gheorghe Marinescu, căruia îi dedică lucrarea de doctorat. În anul 1900 a obținut titlul științific de doctor în medicină cu teza Contribuțiunii la studiul tulburărilor vazomotorii în hemiplegie. După obținerea doctoratului, a profesat ca medic la Spitalul Rural Ralet din județul Dâmbovița și ca medic secundar la Spitalul Pantelimon. Era perioada când a devenit docent al Clinicii de Boli Nervoase din București, în 1903. Ambițios, în 1906 a urmat și un stagiu de perfecționare la München. Cunoștințele acumulate, lucrările științifice publicate au drept corolar lucrarea Glandele cu secrețiune internă, semnată împreună cu doctorul Goldstein, apărută în volum în anul 1909. Este prima carte de endocrinologie din lume. Muncea și acasă, în climatul cald, dar și de muncă neîntreruptă, și-a crescut copiii familia Parhon. Cu toate că aveau inclinații artistice, toți au urmat cariere științifice. Perioada de muncă de la Clinica Pantelimon se caracterizează prin cea mai intensă activitate în domeniul neurologic. La cererea Academiei, academicianul Ștefan Milcu a adunat cele mai importante lucrări într-un volum. Lucrările doctorului Parhon au fost remarcate în tratatele lui Arthur van Gehuchten, Leo Testu, Charles Achard. Acesta din urmă scria că Parhon are o operă care a contribuit ca medicina românească să fie în avangarda progresului științific. În urma unor examene luate cu note maxime, tânărul Constantin Parhon devine medic primar la Ospiciul Mărcuța de lângă București, între 1909 și 1912. Memoriul prezentat la examen este prima lucrare științifică în care se face legătura între modificările endocrine și bolile psihice.
În anul 1913 s-a angajat ca profesor universitar de neurologie și psihiatrie la Facultatea de Medicină din Iași, unde a profesat până în 1933. Concomitent a deținut și funcția de director al Spitalului Socola din Iași. Sub conducerea sa, Socola a devenit o școală ce se impune lumii științifice și unde s-au format nenumărați specialiști. În schimbul buletinelor medicale publicate și trimise în lume de spital, se primeau cele mai importante publicații din străinătate. La sărbătorirea jubileului Spitalului Socola a participat și doctorul Parhon, care a scris în cartea de onoare că munca în acel spital a fost cea mai frumoasă perioadă din viața și activitatea sa. De precizat că, pentru meritele sale în cercetare, în 1928, profesorul Parhon a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Opera endocrinologică a profesorului a fost sintetizată în volumele publicate între anii 1909 și 1946. Cu toate progresele făcute de știința medicală, astăzi încă mare parte din opera marelui savant rămâne valabilă și de interes pentru studenți și pentru lumea medicală. A participat la numeroase congrese. La Amsterdam în 1907 este prezent la Congresul Internațional de Psihologie, Psihiatrie și Neurologie, iar în 1935 la Londra îl întâlnește pe Pavlov, savant cunoscut mai ales pentru studiul reflexului condiționat. A revenit în capitală în cursul anului 1933, activând până în 1958 ca medic și profesor la Clinica de Endocrinologie a Facultății de Medicină. La fel ca în Iași, va fi și director al Institutului pentru Bolile Nervoase, Mintale și Endocrinologice din București și pentru meritele științifice, în 1939, va fi ales membru titular al Academiei Române. A organizat 17 congrese, a dirijat activitatea științifică a Societății de Neuropsihiatrie din Iași și București. Pentru el, în 1946, regele Mihai a înființat Institutul de Endocrinologie, căruia i-a dat numele profesor dr. C.I. Parhon. Primul sediu al acestui institut a fost la Spitalul Colentina. După naționalizarea din 1948 a spitalelor, sanatoriul de maici Saint-Vincent-de-Paul al Bisericii Franceze, primul spital gratuit din țară, fondat de monseniorul Vladimir Ghica, a devenit sediul institutului. Unul din cazurile remarcabil rezolvate de profesorul Parhon a fost cel al copilului Petre Mazilu. A fost diagnosticat cu o tumoră la glandele suprarenale. În urma unei operații dificile și tratamentului profesorului Parhon, peste doar 5 ani a devenit un copil normal. Faptul a fost considerat în satul natal o minune și probabil că pentru anii 50 chiar era. În iarna memorabilă a anului 1953, când viscolul a înghețat orice mijloc de transport, profesorul Parhon, la 79 de ani, a venit pe jos la institut, punctual ca întotdeauna. De remarcat că în aceeași perioadă, la azilul de bătrâni transformat apoi în Institutul de Gerontologie la sugestia lui, în care alături Ana Aslan căuta leacul pentru boala numită bătrânețe, erau adăpostiți, feriți de ochii lumii, o parte dintre foști, puținii care nu erau în pușcării. În acea perioadă de prigoană cumplită, s-ai printre pacienți al de Ghica, Sturza, Mihalache, nu se poate explica decât prin influența, forța politică și prestigiul de care dispunea profesorul. Profesorul Parhon a fost ales membru al Academiilor de Științe ale URSS, Republicii Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare și Republicii Democrate Germane, al Societăților de Endocrinologie din Paris, Moscova și Praga, al Societății Estone de Neurologie, iar în anul 1948 a fost ales doctor honoris causa al Universității Caroline din Praga. Tot el a fost în 1938 fondatorul revistei Societății Române de Endocrinologie, Acta Endocrinologica. De asemenea,
a fost membru în colegiul de redacție al revistelor Folia Neurobiologică și Revue Française d'Endocrinologie. Om de stânga, cu vaste lecturi în domeniul teoretic încă din tinerețe, Constantin Iparhon a fost unul dintre fondatorii Partidului Muncitor, care a fuzionat cu Partidul Țărănesc în 1919. Curând, din 1921, a devenit susținător al Partidului Comunist din România, care, aderând la Comintern, va fi în realitate secția din România a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, autonomia fiind formală. Nu așa văzuse profesorul Parhon evoluția spre stânga a României, țară ce devenise o gubernie rusească. Invocând vârsta înaintată, în iunie 1952, a renunțat la activitatea politică, dedicându-și restul vieții cercetării științifice. Cu puțin timp înainte de părăsirea carierei politice, în anul 1951 i-au fost conferite medalia Secera și Ciocanul și titlul de Erou al Muncii Socialiste. A încetat din viață la 9 august 1969. A avut parte de funeralii naționale, poate singurele din acea epocă cu adevărat meritate, chiar dacă cei ce le-au organizat au făcut-o pentru alte motive. A fost înmormântat în mauzoleul din Parcul Libertății, astăzi Parcul Carol. După dezafectarea mauzoleului în anul 1991, rămășițele sale pământești au fost exhumate și reînhumate într-un cimitir creștin, cimitirul Belu, unde le era locul.